G2A, jocuri ieftine! Bää! Văd că sunteți niște oameni de o cultură superioară, pentru că v-ați întors la un nou extravagant de minunat episod în care eu, pictorul vostru preferat, va picta niște picturi, pentru că asta face pictorul, pictează picturi, de acolo și numele de pictor, dacă are vreo logică. Nu uita să lași un deba acestui video, cu stânga sau cu dreapta, de fapt asta era dreapta, deci... Da, și G2A în descriere și hai să apăsăm pe continuă. Astăzi am o idee extravagant de genială. În primul rând vom picta un skin-ul meu de pe Minecraft, da? În al doilea, care este desigur extravagant și ăla, da? Și apoi vom picta un castor. Vom picta un castor extravagant, da? Va fi cel mai frumos, cel mai... exemplar castor pe, la care mă gândeam, desigur. Da, of course, of course. Deci, hai să mergem ici să începem pictura skinului meu de pe Minecraft. Prima dată și prima dată vom începe avec le ciel, nu așa se zice la cer. Așa, începem cu le ciel, după care vom lua niște verde, unde vom face un fel de câmpie, da, asta e o câmpie de pe Minecraft, desigur. Și apoi vom face, uite așa, și vom face niște dealuri care arată cam așa. E bine, nu avem decât unealta asta și nu putem să pictăm în colțuri, dacă mă înțelegi, dar gândiți-vă că... Uite asta, da, uite, acelea este un deal făcut din cuburi de pe Minecraft, iar acelea... O să fie frumos, o să fie cea mai frumoasă... priveliște de pe Minecraft pe care ai văzut-o tu în viața ta. Ok, acolo este așa, bun, după care așa. O, știi ce ne trebuie? O baltă, desigur. Deci vom face o baltă cu apă albastră, uite aici, care este cât de cât pătrată. Așa, perfect, perfect. Oh, da. Oh, le tristie de sugar, desigur. Desigur, ai tristia sugarul, adică gena zahărului, da? Uite, acolo este niște... tristie de... ale sucre, sucre, desigur, așa se zice la zahăr în franceză, sucre. Deci punem, uite așa, niște tristie de sucre, ici. Și asta e balta... Oh, nisip! Oh, da, desigur, desigur, ne trebuie nisip. Lângă orice baltă avem un strat de nisip. Uite așa este un... Mamă, chiar arată Minecraft chestia asta, Jesus. Mamă, sunt atât de... Ok, atât de bun, bun. Acum avem și nisipul, desigur. Oh, nous avons nevoie de o linie care să delimiteze cerul de pământ, desigur, linia orizontului. Ceva de genul ăsta. Iar aici, desigur, vom avea nevoie de... Oh, aici, foarte departe, se vede o peșteră, desigur. Uite, acelea e o peșteră, vezi? Și gen... Acolo, da, e o peșteră pe un deal, care, sincer, cred că ar fi trebuit să fie făcut din, da, e un deal de piatră, deci stai să punem cu gri, da, uite așa, perfect, foarte frumos. Il est très bel, très bel. Bă, taci-mă mai încet, că mi-am dat seama că tu, muzică, ești un pic, stai că nu văd. A, uite, ok. 12%, perfect, așa, revenind. Desigur, nous avons ici... de piatră, dacă mă înțelegi. Adică avem piatră și acolo e așa. Pentru că e, da. Și uite, poate aici niște piatră, desigur. Bun. Ok. Desigur, acum avem nevoie de le san, desigur. Le sanul este mare și este aici, este pătrat, da? Pentru că suntem pe Minecraft, iar soarele este pătrat. La fel ca pământul. Unii oameni, pământul este plat, pământul este rotund, pământul este... este un cub, dude. Toată lumea știe chestia asta. Nu e plat, nu e rotund, nu e o sferă, este pătrat. Iar astea sunt niște raze foarte autiste. O, știi ce? O, vom face ceva foarte, foarte bel. Bo, habar n-am exact. Îi vom face niște ochi, dar de preferat nu roșii, albaștri, da? Și o gură care e... Oh my god, arată foarte... Ok, știi ce? Facem o gură... tot cu un albastru, dar un alt albastru și de preferat. Perfect! Nous avons ici un très heureux soleil! Soleil, așa să zicem ăla, desigur. Deci, părinți, vedeți că eu vă învăț copiii franceză, deci
nu-i mai trimiteți, ok, asta nu sună bine, nu-i mai trimiteți la școală. Shut the fuck up. Bun, și acum s-ar putea desigur să vă întrebați, me ping, quel que tu put în partea de la dreapta din această pictură? Și o să zic, păi bă, am zis că facem skin-ul meu, ok, deci am acelea astea așa să-mi pun o poză, să-mi văd skin-ul și o să-mi pun un skin foarte minunat care este al meu propriu de 17.000 de ani de când l-am și o să începem cu le mauve. Le mauve est le couleur de qui my skin il y a. E, da. Bun, și punem, uite, așa, și acelea umplem cu un mov frumos, un mov care simbolizează durerea, suferința. Așa. E, pur ici, nous avons le mâini, le arms, dacă mă înțelegi. O să punem ceva de genul ăsta, le arms. Așa, oh my god, alea sunt cele mai strâmbe mâini pe care le-ai văzut vreodată în viața ta. Haide să ne prefacem că nu am văzut mâinile alea și genul să le refacem imediat ce, așa, ce reparăm aici. Așa, perfect, ok, ok. E, menou, ici, nous avons le corp. Ce ar fi să începem cu capul? Cred că asta o să fie mult mai ok. Hai să facem o treabă. Vom începe prin a face le cap. Asta nu e bună culoarea, ne trebuie o culoare a pielii, ce e asta? Asta e alb aproape. E un fel de crem, dar totuși. A, și ce o să folosim asta? Așa, și facem ilia ici le cap. Le head, le... Am uitat cum se zice la cap în franceză, fira. Așa. E, ici nous avons le banderolă galbenă, care, apropo, țin să menționez că nu ninja a inventat-o. Eu am banderola galbenă la capul de pe skin-ul meu de ma... Capul... Skinului meu de Minecraft de milenii, ok? Deci, să nu vă aud, așa. Și desigur avem un păr care să-mi bat piciorul. N-am o poză în care am părul pentru că... Ce păr am în cap? Oh, fuck, am un... Stai să deschid să văd. Poza pe care o am eu, am ceva gen pe capul skinului și nu-mi dau seama. Ce Dumnezeu, unde-i mă? Ah, oh, da, e... da, știam eu. E un albastru închis, nu e movi, e un albastru închis. Deci... stai așa, uite, perfect. Uite, acelea este le păr, dacă mă înțelegi, știi? Bun. E, acelea, o să punem doi ochi. Nu știu de ce combinația asta deja arată ca skin-ul meu. Probabil numai combinația de culori mă face să cred asta, dar... Da. Și gura este cu negru, este o linie aici așa care simbolizează cât de anostă este viața mea. A, și știi ce? Mai avem un pic de păr, uite, pe aici, știi? Sub banderolă, uite, ceva de genul ăsta. Da, da, da. Oh, da, 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 da. Și am și niște căști, bănuiesc, dar ideea e că mi-e lene să le fac și nu știu cum aș putea să le fac pentru că e o vedere din față. Dar da. Și acum ce-ar fi să ne reîntoarcem la brațe, unde brațele vor fi... Ceva de genul ăsta. Știu că arată foarte stupid, dar... Ok, trebuie trebuie subțiate puțin, că nu se poate așa ceva, ce Dumnezeule mare. Deci cam niște cârnați. Așa și, uite așa un pic, perfect, perfect. Așa, perfect, perfect. Și aici vom face desigur un pic de pele, că mi se vede mâna de după bluză, știi, gen. Da. Bun. Ne mai trebuie cealaltă mână și, sincer, pe aia o să... Wait. Am putea să facem un dab. Dar o să stric tot desenul dacă fac caracterul ăsta să facă deb, așa că nu, 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 fezon, nu mai am timp să fac un castor, dude, pe bune. Oh my god, firar să fie, am consumat atât de mult timp cu pictura asta încât nu mai am timp să fac o pictură cu un castor. Așa că știi ce, vom face un castor zburător fix în pictura asta, va fi o pictură combinată din două. Ok, să revenim, să revenim, deci cealaltă mână trebuie să fie... Să fie de culoarea asta. Așa, și facem jup, jup, jup. E bine, arată ca ceva ce cineva de grădiniță ar desena, dar... E bine, mintea mea nu e oricum foarte matură, deci bănuiesc că este acceptabil. Bun, revenind. Oh, și ne trebuie desigur niște ochi, da? Deci noi avem niște ochi care se uită, uite așa, și... O guriță care face cam așa. Și le pupil est negre de chi se uită ici, dacă mă înțelegi, da?
Mă rog, pe aici mai avem niște nuanțe, dacă e să o luăm logic, dar nu am atât de multe culori aici, nu am la dispoziție o paletă extravagantă, if you comprendre moi, dacă mă înțelegi. Da, așa că o să lăsăm așa. Bun, și avem suficient spațiu în partea de sus pentru a desena, unde mă cursor, mamă ce mic e frate, de-abia-l văd. Pentru a desena un castor, desigur, castorul ăsta va fi zburător, el în mod normal zboară, dar să zicem că a fost aruncat de undeva, știi? Și gen, în momentul ăsta este în zbor până când cade. Wow, asta e fucked up. Bun. Și pe Minecraft nu sunt castori, dar hai să începem cu le piciorușe. Le piciorușe sunt... Oh, nu. Estas nos buenas, dacă mă înțelegi. Dacă mi înțelegi spaniola, da? Așa și așa. Astea sunt picioarele castorului, pentru că vezi tu, el merge ca Superman, știi, cu mâinile gen așa. Bun. Le corp, il STC. Așa, trebuie să-l facem mai grăsunel. Nu se poate, frate, e castor, ăsta mănâncă lemn toată ziua. Normal că trebuie să-l facem mai grăsunel. Așa și așa și așa. Perfect. Mâinile alea sunt un pic cam stupide și... Ok. Bun, și facem și piciorușele din spate, desigur. Firar, le-am făcut atât de aproape unul de altul încât... Ah, firar, stai. Ok, și acum trebuie iară să facem celălalt picior, care acum este prea schilod. Și știi ce? Cred că aș mai trece cu un pic de linia ei. Aia e alb... Da, e albastru greșit aia. Ah! Am stricat de tot mâinile... Labele bănuiesc, că castorul nu are mâini, are labe. Din față, dude. Oh my god, acum e și mai... Oh, ăla e albastru greșit. Zici că are probleme despre care preferă să nu vorbească. Perfect, asta e, perfect. Ok, acum, le coadă. Le coadă, îl pornește de ici și se face sub această formă. Aceasta este o coadă de castor. Dacă nu ați vrut o coadă de castor, castor are o coadă ceva de genul ăsta. Și pe coada lui are un model ca tabla de șac dintr-un motiv sau altul, pentru că natura este fucked up, dude. Ok. Desigur, arată ca un castor. Nu aveți ce spune, este unul dintre cei mai frumoși castori pe care i-ați văzut. Întrebarea e, de ce nu are cap? Răspunsul e pentru că nu știu exact cum Dumnezeule Mare aș putea eu să-i fac un cap acestui castor. Cum arată? E ca un șoarec ceva, adică nu-i... Ok, dacă îi fac, uite, așa, da? Dacă să zicem că ăsta e așa. Și are urechi un pic castorul, adică are un pic de... Asta arată veveriță, firar să fie. Ok, arată... Arată veveriță acum. O să-i facem ochi roșii pentru că este... Este un castor turbat. Oh my god, un castor turbat, dude. Yes, e un castor turbat. Și vezi tu, uite, îi curg balele când... Bun. Voi numi această capodoperă... I Hate Pink și castorul turbat zburător. De I Hate Pink. Să sperăm că se vinde chestia asta. Ia să vedem, o să-i punem așa. Să vedem, vine cineva să vrea așa ceva. Ihate Pink și castorul turbat. Zburător, desigur. Nu mai am loc. Firar, ok, o să o denumim bla 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 și castorul zburat. E, tu, Iliale, cum... 308! Este cea mai mare... Mai dă-mi un pic... 369 vândut! Este dublu! Față de cât am vândut data trecută. Am deblocat o nouă unealtă. Oh, of course. Uite-te la unealta asta care simbolizează spray-ul și e de 2 bani. Pe data viitoare, pa!